Atunci când ne-am apucat să participăm la această provocare, am avut în minte nu doar celebrarea a 750 de ani, ci și crearea unui brand al Mediaș-ului și tot ceea ce presupune el. Da. Ce este un brand de localitate? Este procesul prin care o localitate se individualizează și se diferențiază în ochii publicurilor sale. Că vorbim de turiști, localnici, investitori, media și așa mai departe. E foarte important ca un brand să fie memorabil, să livreze o promisiune și un set de valori intrinseci care să ducă la recunoaștere. Iar modul în care se face acesta trebuie să fie versatil, astfel încât o identitate vizuală să împrumute caracteristicile orașului și multele fațete ale orașului. Am pornit în procesul nostru de la o serie de branduri de localitate foarte cunoscute, printre cele mai celebre fiind I Love New York sau I Am Amsterdam, în care printr-un joc fericit de cuvinte, folosindu-se atât de numele localității cât și de o particulă ajutătoare, s-a creat un brand care vine cu o promisiune mai departe de ceea ce înseamnă orașul strict din punct de vedere urban. Da, Londra promite să fie deschisă 24/7, New York îți promite că o să-l iubești, Amsterdam îți promite că o să fii una cu el. Totodată, puteți vedea pe slide mai jos o serie de identități vizuale de oraș, cum este Kievul sau Valencia, care au foarte multă versatilitate vizuală, îmbrăcând în diverse stadii diferite haine în funcție de declinarea necesară. Noi pentru Mediaș am gândit o îmbinare a celor două, să avem și versatilitate vizuală și un mesaj central. Iar mesajul central ne-a venit de la primele două litere din numele Mediașului, particula ME, mi în limba engleză, eu, un limbaj vizual care să spună că orașul este parte din mine. Am creat o serie de declinări vizuale, atât folosind coloristică, cât și folosind ilustrație. Atunci când am folosit coloristică, am ales roșu pentru căldură și iubire, portocaliu pentru social, aventură, movul pentru feminin și energie, albastru pentru integritate și succes, verdele pentru tot ce e eco, natural, etic și așa mai departe. Atunci când am gândit partea de ilustrație și am creat ilustrațiile pentru particula mi, am gândit totodată și declinări verbale, slogane pentru fiecare declinare vizuală. Da? Acea declinare vizuală cu particula mi în care se regăsește orașul, i-am spus că acesta ne ocrotește din 1267. Am creat o altă declinare vizuală a faptului că Mediașul pentru România, cel puțin, înseamnă pionierii gazului. O altă declinare vizuală s-a legat de istoria și tradiția vinificației în zonă cu vinurile legendare de Târnave. O altă declinare vizuală s-a legat de o personalitate marcantă a Mediașului, Hermann Oberth, printr-o ilustrație în care am scos în evidență
rodul muncii lui, și anume racheta întreptă. Și putem spune totodată că Mediașul este atât despre mine, cât și despre Herman Obert. Totodată nu am vrut să uităm și să lăsăm deoparte importanța acestui mix cultural care a creat Mediașul și a făcut Mediașul ce este el astăzi. Da? Această contopire între români, sași, unguri, care au creat orașul de astăzi, și am încercat să creăm niște declinări vizuale care să facă referire la moștenirea culturală a fiecărei etnii care a contribuit la acest oraș. Și o să vedeți, există o declinare vizuală cu un motiv de ie, există o declinare vizuală cu un motiv popular maghiar și totodată cu o declinare dintr-un port popular săsesc. Am creat declinările pentru aniversarea celor 750 de ani, adăugând particula 750 după identitatea vizuală, și am spus printr-un slogan, că este al meu din 1267, tocmai de a pune accentul atât pe legătura emoțională de apartenență, cât și pe vechimea acestui oraș, da, cei 750 de ani de la atestare documentară. Puteți vedea o serie de declinări, precum și o serie de materiale. Sunt doar câteva cu titlu de prezentare. Bineînțeles că în parcursul unui an vor fi mult mai multe, de mult mai multe facturi. Vor îmbrăca forme diverse în funcție de evenimentele pe care le vor acompania. Am prezentat de asemenea o serie de ilustrații și design pentru afișe și signalectică ce pot fi folosite în compania siglei Media 750. Iar foarte important, ca mesaje centrale gândite către publicurile de care am vorbit mai devreme, este invitația de a descoperi Mediașul, Discover Mediaș sau Discover Me, dacă punem accentul doar pe particulă, About Me, despre mine, invitația de a descoperi pe mine Medieșanul, și Love Me, invitația de a iubi atât pe mine Medieșanul, cât și Mediașul ca oraș.